Vreau să vă spun că mi-a dat, la 80 de ani, mi-a dat un oxigen necesar, poate, de ce nu, să durez până la 90 de ani, că mai mult nu vreau să mă gândesc. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Academician Răzvan Teodorescu, vicepreședinte al Academiei Române, s-a stins din viață după o lungă și grea suferință. Academician Răzvan Teodorescu a fost un intelectual de mare rafinament, cu o cultură enciclopedică, o personalitate marcantă a culturii românești din toate timpurile. Bine cunoscut și pe plan extern, a reprezentat România în diverse structuri de cultură europene și internaționale, expert în istoria culturii est-europene. Personalitate de o inteligență covârșitoare și cu un înalt nivel de pregătire multiplă, academician Răzvan Teodorescu a menținut prestigiul științei naționale în mai multe domenii de la noi, marcându-se ca un savant de clasă în abordarea valorilor spirituale, atât celor laice, cât și celor religioase. În îndelungata activitate profesională s-a dedicat de timpuriu cercetării științifice, devenind cercetător la Institutul de Istoria Artei al Academiei Române în perioada 1968-1987, timp în care a ocupat o perioadă și funcția de director adjunct al acestei instituții. Apoi, în 1990, a devenit profesor la Universitatea de Arte din București. După 1990 a fost, timp de 2 ani, director general al televiziunii române, iar între anii 2000-2004 ministru al culturii, timp în care a depus eforturi susținute pentru a readuce cultura română în spațiul atenției publice și a promova acel spirit de prețuire pentru valorile culturale naționale, afectate de evenimentele din 1989. Așa a reușit să creeze TVR Cultural, la care s-a realizat imperativul de a fi un spațiu unde să respire spiritualitatea românească, creația de artă, literatură și cultură, atât de necesare recunoașterii noastre de suflet într-o vreme pustită de ridicare a unor pături de oameni neonești în dauna celor onești, cum caracteriza cândva epoca sa poetul Mihai Eminescu. A publicat 15 cărți pe teme de istorie, artă românească și europeană și peste 600 de studii și articole în revistele din țară și din străinătate. Despre volumele de referință remarcăm Bizanți, Balcani, Occidentul la începuturile culturii medievale românești, secolele 10-14, un mileniu de artă la Dunărea de Jos, itinerarii medievale. De asemenea, a publicat Picătura de istorie, Trei erari, istoria văzută de aproape și despre prima modernitate a românilor la editura Cartea Românească Educațional din Iași. Pentru meritele sale științifice și culturale a fost ales membru al Academiei Române în 1997, iar de câțiva ani vicepreședinte al Academiei și în același timp președinte al secțiunii de audiovizual. De asemenea, deține calitatea de membru în mai multe societăți și academii străine, precum membru corespondent al Societății Arheologice din Atena, membru al Academiei de Științe din New York, membru al Academiei Europene de Științe, Arte și Litere. A fost distins cu ordinul precum Cavaler din 1997 și Comandor din 2003, mare ofițer al Ordinului Național pentru Merit în 2000. Este doctor honoris causa al universităților din Oradea, Cluj, Timișoara, Craiova și deținător a numeroase premii naționale, precum și unor premii și distinții de înalt prestigiu internațional, Cavaler al Ordinului Artelor și Literelor al Republicii Franceze în 1997. Premiul Bernier al Institutului Franței, Premiul Herder al Universității din Viena, Premiul Nicolae Iorga al Centrului Internațional Ecumenic pentru Dialog Spiritual. Răzvan Teodorescu a fost un prieten apropiat al Universității Apolonia din Iași, Fundației Sfânta Apolonia, a editurii Cartea Românească Educațional, precum și a postului de televiziune Apolonia TV. Instituții care își exprimă regretul în legătură cu trecerea în neființă a marelui academician.